Vasile, bine ai venit înainte de toate. Sincer, ce gânduri aveai când te-ai urcat în avion spre București și ce gânduri ai acum la finalul primei zile în cantonamentul național? Atunci, bine v-am găsit. Mari emoții. Noaptea asta, noaptea trecută n-am dormit deloc și încă trebuie să realizez că sunt aici. Mari emoții pentru chestia, să cunosc toți colegii mei, să cunosc locul ăsta, Măgușoaia. Și, cum am spus, prima mare emoție. Ce te-a impresionat pozitiv cel mai mult la primul contact cu echipa națională? Prima zi, toată organizația, tot cum e făcut, toată structura, e o noutate pentru mine și am rămas bine. Descrie-ne în câteva cuvinte jucătorul Vasile Mogoș. În sensul, ce profil de jucător, ce stil ai? Adevărul, nu știu nicio. Nu o glumesc. Adevărul, sunt un jucător care are mare fizic, care știe să dai bine capul la fug, la... Bun, trebuie să-mi spuneți voi ce sunt, ce-s bun. Omul Vasile Mogoș, tu ca om, ce trăsături crezi că te caracterizează cel mai mult? Sunt un om care are multe valoare, care prima valoare familia mea, care e stimulul meu cel mai mare. Și de-aia am ajuns până aici, că au crezut în mine și eu am crezut în ei. Una din primele impresii pe care le are cine te vede ca jucător e clar legată de fizicul impunător. Lucrezi mult la sală sau contează și moștenirea aia pe care o ai din familie ca structură fizică? Așa? Nu-mi place deloc să fac sală. Zero. Chiar nu-mi place. Nu, m-a ajutat Dumnezeu. Bine că trebuie să te manții, cioè, nu poți să faci prostii sau chestii astea. La urmă sunt un profesionist și am grijă de corpul meu. Ai marcat 4 goluri într-un sezon de serie cel al Lumețane, apoi alte 4 goluri la Regiala, 4 goluri sezonul trecut în serie B la Cremoneze, sezonul ăsta ai deja 2 goluri. Depășești norma de 4 pe sezon? Și care e secretul? Cum demarchezi atât de mult totuși din postura de fundaș dreaptă? Păi obiectivul meu nu e ăla să fac golul, ăla e ceva în plus. Îmi place să fac gol, e frumos, dar cum am spus prima, mă interesează mai mult să câștige echipa. Păi, cum ai spus tu, golul e ceva de frumos. Sper să anul ăsta să fac un nou record. În Italia joci într-o apărare cu 3 pe linia de fund și 2 fundași laterali avansați. E un sistem pe care România l-a încercat în ultima vreme doar cu Spania și n-a ieșit prea bine. Poți juca la fel de bine și în 4-2-3-1 sau 4-4-2? Nu, am jucat deja linia 4, nu e o problemă. De când joc cu ea mare, de când am 16 ani, prima eram un mijlocaș. După aceea m-am pus fundaș dreapta și nu e o problemă. 4-5, important e să fie organizat în teren. Ai plecat de foarte mic în Italia și ai totuși un accent pronunțat din Moldova. Care e secretul? S-a dat regula în casă să vorbiți românește? Tata și mama. Tata nu-i place dacă vorbim în... Dar eu sunt de acord, pentru că nu se uită niciodată limba. Pentru mine e mai greu, pentru că jucând cu toți fotbaliștii italieni, nu am pe nimeni în echipă să vorbesc românește. Și atunci vorbesc cu tata și cu mama întotdeauna și cu frații mei. Chiar ai fost crescut practic într-o jumătate de echipă, alături de 5 frați și surori. Te-a ajutat în formarea ta ca om faptul că ai avut frații și surori de lângă tine? Toți patru mi-au dat ceva în viață și ca fotbalistul. Ne-am văzut în fiecare zi, dar chiar în fiecare zi și acum mai mare emoția lui ca mine. Cum a fost cu plecarea ta și a familiei în Italia? Cum ați plecat? Cum v-ați adaptat acolo? Tata a plecat în 95 în Italia pentru să-mi dea o mână de ajutor, știi cum era odată. Și a avut un accident. Și de atunci mama a decis să mergem toți în Italia, să stăm acolo lângă el. Și eram la început, eram turiști, să uităm și noi la Torino, că eram la Torino.
Numai că de atunci nu mai am plecat niciodată. Ai crescut în carieră pas cu pas, eșalon cu eșalon, de la junior de serie D până la serie B. Când ai început fotbalul, ți-ai setat un obiectiv clar în cariera de jucător sau ai avansat pas cu pas și ai văzut mai departe, setându-ți alte obiective? S-a avut un obiectiv clar de la început? Nu, obiectivul meu întotdeauna să mă gândesc la step by step, nu? Nu m-am gândit niciodată când eram mic să ajung în Serie A. Când jucam în excelența, în Liga a 6-a, mă uitam în Serie D. De la Serie D mă uitam la tinerul care juca în Serie C și spuneam, mamă, ce frumos, vreau să joc și eu acolo. Și cu mânca, cu sacrificii, am ajuns acolo. Și acum joc în Serie B, obiectivul meu să ajung în Serie A. Doamne ajută, sper să fie anul ăsta. Doamne ajută. Acum ceva ani, un jucător, Max Nicu, a jucat pentru Naționala României, deși era născut din familie de români în Germania și crescut în Germania. A urmat Florin Andone, care pleca de foarte mic cu familia în Spania. A urmat Alex Pașcanu, pleca de foarte mic în Anglia. N-a apucat să joace pentru Naționala Mare, a jucat doar pentru Under 21, dar îl așteptăm aici. Acum e rândul tău cu Italia. Practic, zonele cu cea mai importantă diasporă românească din Europa furnizează jucătorii la loturile reprezentative. Ce crezi că ai câștigat tu în formarea ta, ca fotbalist în primul rând, prin faptul că ai parcurs anii de juniorat într-un fotbal din afară? Campionatul, de exemplu, campionatul italian pentru mine e cea mai greu, pentru că este multă tactică și asta am avantaj. Păi, ce spun, restul, cred că, de exemplu, tactica, care e foarte important pentru fotbal, sunt avantajat în chestia asta chiar. Păi restul, tehnica și restul poți să înveți oriunde, dar cred că în Italia tactica e foarte grea. În final, aș vrea să te rog să le transmiți un mesaj tuturor românilor care fie sunt stabiliți în Italia, fie muncesc în Italia și care se regăsesc cu siguranță în povestea ta de succes și care te vor încuraja acum și la echipa națională. Ce pot să spun? Să creadă în prima de tot în el și să circondează de lumea care o vrea bine, că e foarte, foarte important. Mie mi s-a întâmplat și sper să se întâmple la cineva, pentru că eu încă, cum am spus prima, trebuie să realizez că sunt aici și sunt mândru să fiu aici. Pentru mai multe videoclipuri, abonează-te la FRF TV.